Nu uitați să dați like și să vă abonați pentru mai mult conținut. Yan Xi, Palatul Suspinelor, episodul 33. Wei Yinglu știe că Yuan Chunuan este o persoană drăguță și îl numește fratele ei după ce și-a riscat viața pentru a ascunde că a ucis-o pe concubina imperială Gao. Este mulțumit și vrea să țină ceremonia. Dar ea îl convinge să o anuleze, deoarece sunt săraci. Wei Yinglu a auzit că boala împărătesei este gravă de la servitoare și își face griji pentru ea. Dar ea nu știe că servitoarea a fost instigată de Fu Heng și este prinsă când se strecoară în Palatul Etern. El îi spune să vadă împărăteasa la miezul nopții după plecarea gărzilor și își dorește să poată rămâne cu el. Împăratul se simte vinovat de moartea concubinei imperiale Gao și le cere adepților săi să țină înmormântarea ei la standarde înalte. Concubina imperială Xian este tristă pentru că este rece cu ea și pretinde că cunoaște sentimentele împăratului. El este interesat de ea, dar încă nu are niciun sentiment pentru ea. Regina este mulțumită de concubina imperială Xian și îi cere împăratului să aibă grijă de ea. Dar împăratul nu are dragoste pentru concubina imperială Xian. Wei Yinglu se strecoară în Palatul Etern pentru a o vedea pe împărăteasă și speră că se poate trezi curând. Dar ea se ascunde când sosește împăratul. Se preface că pleacă și o prinde pe Wei Yinglu. El îi spune să stea departe de împărăteasă și este singura modalitate de a o salva. Wei Yinglu nu îi înțelege cuvintele și prinde șansa să fugă. Concubina imperială Xian aruncă medicamentele pe care i le-a dat și intenționează să nu se vindece, așa că împăratul își va aminti grația ei. Concubina imperială Chun se întâlnește cu Fu Heng la palat și îl întreabă despre relația lui și Wei Yinglu. El recunoaște și spune că vrea să rămână cu ea. Este frustrată și își sfâșie tabloul. Servitoarea îi spune să nu-i ducă lipsa lui Fu Heng deoarece s-a căsătorit cu împăratul. Dar concubina imperială Chun nu este dispusă să accepte eșecul ei. Gao Bin cere să-și vadă fiica ultima dată după ce a aflat că concubina imperială Gao s-a sinucis. Dar împăratul crede că nu-i pasă de victimele inundațiilor și îl ceartă. Gao Bin își dă seama de păcatul său și îi cere iertare. Împăratul este enervat de inundație și merge să o viziteze pe împărăteasă. Dar Miniu crede că intenționează să o prindă pe Wei Yinglu și îi blochează drumul. Așa că trebuie să-i ceară lui Yue Tian și să-i dea sarcina de a-i livra medicamente și o vede pe împărăteasă. Împăratul știe că Wei Yinglu a crezut că nu-i pasă de împărăteasă și dezvăluie că are de rezolvat treaba lui. Ea îi recită replicile și îi spune să-i asculte inima. El este ușurat, dar aude că ei nu îi plac replicile lui. Împăratul decide să scadă impozitul în toată țara, dar miniștrii se opun, deoarece trebuie să scadă bugetul guvernului. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.